este simularea pe care ați primit-o săptămâna aceasta, luni, da? la limba și literatura română. Ați avut două texte, unul din uh, uh, Ion de Sârbu, Dansul ursului, da? uh, Vă propun așa rapid să vi le citesc ca să ni le amintim că pentru, dacă observați, v-am și marcat niște fragmente cu verde. Fragmente care ne vor ajuta și care sper că v-au ajuta și pe voi să răspundeți corect la primele uh, exerciții, acelea care vizează înțelegerea textului. Bun, textul 1. Examenele de sfârșit de an fusese fixate mai devreme. Orele de studiu se înmulțiseră. Deși în copilărie timpul e de 10 ori mai dens decât la maturitate, programul a trebuit totuși să fie mai intensiv. O zi de vară, când ai între 12 și 15 ani, cum aveau Silvia și cei doi băieți, poate să înceapă la ora 6 dimineața și să se sfârșească abia la 9 sau 10 seara. E adevărat că seara picau de somn și de oboseală, dar în răstimpul acestei lungi zile aveau timp pentru tot și toate, călăreau 4 ore, studiau singur sau cu domnișoara Stella, alte 4 sau 5 ore și tot le mai rămânea timp pentru o baie în lac, o goană prin pădure, o trântă pe iarbă sau o vizită în parc. Ultimul eveniment dinainte de examene fu apariția acelei păsări miraculoase. Luciano descoperi într-o seară. Se întoarse în fugă se i cheme pe Silvia și pe Roland. Veniți, le spuse, așa ceva nu s-a mai văzut, o imensă pasăre roz, roz ca un trandafir, roz ca o tartă de frag și zmeură, roz ca obrazul Silviei când scrie scrisori. Merseră cu toții și văzură într-un luminiș sub sălci foarte aproape de păpuri și apă, aproape vertical, cu ciocul său imens pe piept, obosit și nemișcat, un pelican. Părea că doarme. Era un pelican adevărat. Asta o spunea chiar și Baci Simo Simion, care știa mai totul despre păsările de apă. Dar ce caută aici, se întrebară copiii, dar toată lumea știe că pelicanii, doar toată lumea știe că pelicanii sunt păsări ale deltei și delta e foarte departe. Peste trei zile, într-o seară, în sfârșit se ridică iar în sus, cu greu, foarte cu greu. În locul de unde decolase, se rămas, rămaseră ca amintire câteva pene pe care Silvia le adună și le făcu buchet. Cu cele câteva pene roz se termină și visul roz de pe marginea lacului. În timpul examenelor, copiii au fost găzduiți la familia Enea și Lili Giurcă, întrucât lucrau foarte aproape de colegiu. Totul a decurs conform așteptărilor. Profesorii de la colegiu avură răbdarea de a examina îndelung pe cei doi băieți care erau în clasa a patra. Au strălucit la română și latină, la matematici și a mers, nu grozav, totuși și destul de onorabil. Restul materiilor li s-a părut o simplă formalitate, copiii știau carte, scriau corect. Silvia își trecu examenele de clasa întâi la liceu, de liceu la domnița Ileana. Povesti la română despre lacul codrilor arbaștri și nuferii galbeni, povesti la istorie despre bătălia de la termopile, povesti la matematici despre aducerea la același numitor și despre calculul suprafețelor trapezului, povesti la geografie cu zeci de exemple din vasta experiență, care e deosebirea dintre un pârâu, un râu și un fluviu, dintre o baltă, un iezer și un lac, dintr-o insulă, o peninsulă și un izm. Nu terminase examenul, ea continua să le povestească doamnelor profesoare cine este Tama, cum de, mă, cum de e măgarul Gheriu, mare filozof și actor și cât de e de deștept dacă știi să-l întrebi în limba lui. Le explică și de ce nu le place cailor mirosul de usturoi, ce a pățit vidra care a dorit să aibă ochi albaștri, cum e în pădure când plouă și care e adevărul despre puii de cuc. A primit nota 10 pe linie. Ar fi urmat vacanța, divina vacanță în pădure, cu cai, nu departe de un lac fermecat. Ce putea fi mai frumos? Cărțile de aventuri îi așteptau. Trecusele de vârsta și problemele lui Huckleberry Finn, acum urmau cele, mai, cele lui Ionuț Jder, Dartanian, David Copperfield, îi așteptau romanul Fluviu Tarzan, scris de un lord englez al cărui nume nu se putea pronunța oricum, Omul Invizibil, Gulliver în Țara Uriașilor, dar și Baltagul la Medeleni sau Fram Ursul polar, da? Ion de Serbul, dansu, dansul, dansul uh, ursului. Iar textul al doilea, o probă deosebit de dificilă, a fost cea de-a 15-a a concursului hippic -hip de la Varșovia, la care eram înscris din oficiu pentru premiul învingătorilor, primii trei clasați ai, în probele disputate anterior, astfel că la start s-au prezentat cei mai buni călăreți și cai care evoluaseră pe parcursul a 12 zile de concurs. Dintre români au concurat doi călăreți, Toma Doran cu calul Rayen de solei și subsemnatul De partea cealaltă erau majoritatea așilor germani, francezi și polonezi Lupta se anunța foarte grea, mai ales că ploua întrerup de 5 zile Terenul de concurs și cel de încălzire se transformaseră într-o mlaștină În care picioarele cailor se afundau până peste glezne Iar noroiul lăptos ne stropea împroșcând totul în jur Ajuns la teren, eram convins că jurul concursului va interzice disputarea unei probe atât de grele Pe o asemenea pistă desfundată și pe o ploaie care nu mai contenea Călăreții și caiți gribiliți care pe unde putea și nimeni nu e mai era dispus să încalece pe o astfel de vreme. Deoarece regulamentul nu permitea întreruperea concursului, S-a anunțat la megafoane că după o prealabilă recunoaștere a parcursului de către participanți, proba se va disputa în orice condiții. Nimănui nu-i venea să creadă, dar hotărârea era luată, ceea ce i a determinat pe mulți dintre concurenți să nu participe. Proba începuse și deja câțiva călăreți alergaseră, printre, alergaseră, printre ei aflându-se și Toma Doran, care, după un parcurs executat într-un timp excelent și având doar o în mare, avea să se claseze pe locul al treilea îmi mai rămăseseră numai 10 minute pentru a-mi pregăti calul și, deși nu se mai vedea iarba, totul fiind acoperit de apă, eram gata de luptă cu ploaia, noroiul și obstacolele. Faptul că până să intru în concurs niciun concurent nu terminase proba cu zero puncte penalizare, m-a ambiționat să fac totul spre a realiza ceea ce nimeni nu reușise până atunci. Nu cred că în cei 650 de metri ai concursului să fi respirat și eu și Jolca mai mult de 5-6 ori în viteza cu care am alergat. Cu un simț extraordinar al obstacolului, Jolca prindea bătăi excelente, strângea picioarele, șarcuia și raspinării și gâtul în timpul săriturilor, cum nu m-aș fi așteptat. În paranteză fie spus, din cauza greutății lui, calul se temea de căzăturile care ar provoca neplăceri și de aceea pe terenurile alunecoase alergă, uh, alergă și sare mult mai atent. Spiritul lui de conservare se manifestă cu atât mai puternic cu cât condițiile la care este supusă, în care este supus să parcurgă un traseu cu obstacole sunt mai grele. De fapt, majoritatea accidentelor pe care le fac caii se produc nu la obstacolele mari, ci la cele mai mici, la care atenția este mai redusă. De aceea, când un cal a ajuns să participe pe obstacole de categoria grea, 1,50-1,60 metri, nu este recomandabil să fie pus în situația de a mai sări în probele de categorie inferioare. Revenind la cursa Jolcăi în premiul învingătorilor, trebuie să spun că în zborul ei peste obstacole nu a atins niciunul, ceea ce m-a plasat până în acel moment pe primul loc. Vă închipuiți prin uh, ce emoții am trecut în continuare când urmăream din tribună evoluțiilor uh, celor care alergau după mine. Felix Topescu, 30 de ani în șa. Bun, uh, textele au fost frumoase și ușor de, de înțeles. Așa e? Da? Da. Ce am marcat eu cu verde, voi puteți sublinia pe text. Atât, doar sublinia. Cu o singură linie, da? Fără să știu, aveți mai multe linii, da? Una peste cealaltă. Din textul 1 trebuie să notăm două cuvinte din câmpul lexical al culorilor, da? Ce culori aveți? Sunt roz și Roz, albastru, a, două cuvinte, da? Roz și albastru. Aici nu era obligatoriu să scrieți enunț, da? Pot fi pur și simplu între ghilimele, cu virgulă între ele, scrise aceste cuvinte. Doamna? Da? În text, galben era la plural. Era vreo problemă dacă îl puneam la plural nu. sau trebuia să-l punem neapărat la singular? Nu. La... Îl puneam între ghilimele, nu-l mai caut acum, îl puneam între ghilimele așa cum apare în text. Ideea este că trebuie să fie toate adjective. Dacă aveai, de exemplu, angle benit, s benit", nu era corect. Dar dacă era o formă de plural, rămâne adjectiv și îl scriem între ghilimele fix cum apare în text. Da? da? Ok. Disciplinele de examen la care băieții au cele mai bune rezultate sunt și Româna și Latina Nu mai dau înapoi la uh, text pentru că cred că le știți da? Doar unde avem uh, nelămuriri Școala unde Silvia își susține examenul este Domnița Ileana, Domnița Ileana da? uh, Toate numele acestea apăreau în text da? La final, în ultimul paragraf De aceea voi trebuie să vă întoarceți și să căutați exact fraza la care se referă cerința. La -ă, concursul de la Varșovia, Toma Tudoran și Calul Răion de Solei uh, se clasează pe locul al treilea. Al treilea, da? Era scris acolo chiar cu semnul exclamării, da? Uh, bun. În textul 1, deși studiau pentru examene, copiii aveau timp și de joacă. Ce ați spus? Adevărat. Adevărat. Era acolo în primul paragraf, da? Lucian vede într-un luminiș un pelican. Adevărat. Adevărat. Plecarea în delta este ultimul eveniment la care participă copiii înainte de examen. Fals. Ultimul eveniment este apariția acestui pelican. Despre delta e vorba acolo, spunând că e nefiresc ca un pelican să se găsească în acele locuri pentru că ei se află departe de. Delta. concursul a fost anulat din cauza vremii ploioase. Fals, fals, da, în ciuda vremii ploioase concursul s-a desfășurat căi caii se accidentează mai ușor la obstacolele mici. Fals. Adevărat, 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 spune acolo. Stai să mă întorc. Aici. De fapt majoritatea accidentelor pe care le fac caii se produc nu la obstacole mari ci la cele mai mici la care atenția este mai redusă. Da? Bun. Uh, Felix Sopescu era sigur de victorie de îndată ce a finalizat cursa. Da, Fals. Da? Spune că aștepta cu sufletul la gură să vadă ce fac ceilalți călăreți care urmau în concurs. Da? Până aici n-a fost nimic foarte dificil. Apoi am avut un text. Noi am lucrat pe, această, pe acest tip de exercițiu, o trăsătură a personajului. Vedeți că nu-mi zice morală sau fizică, dar oricum n-aveam încotro decât să iau o trăsătură morală, indicând mijlocul de caracterizare și ilustrându-l cu o secvență. Povesti la geografie cu zeci de exemple din vasta experiență care e deosebirea dintre un pârâu, un râu și un fluviu, dintr-o baltă, un iezer și un lac, dintr-o insulă, o peninsulă și un isc. se terminase examenul, ea continua să le povestească doamnelor profesoare cine este Toma, da? Și așa mai departe, că l-am citit mai devreme. Haideți să vedem ce trăsături ați ales voi. Am ambiție. Am Am. ambiție, da? Vă spuneam că uh, e preferabil să aveți uh, trăsătura formulată sub forma unui substantiv. Dar, în baremul pe care l-au dat uh, pentru acest subiect, au dat și ei, ca exemplu, și adjective. Da? Deci, înseamnă că. Uh, nu. Oricum, nici eu nu v-am spus că e greșit. Vă spuneam că e preferabil să uh, formulați sub formă de substantiv, da? Dar este acceptată da, și adjectivul este acceptat, da? Ambiție sau ambițioasă, ai zis tu? Da. E o problemă dacă am spus deșteptăciunea Aș fi zis, totuși, inteligența, da? Da, da, atunci da, recunosc că da, atunci mi-a venit acel cuvânt, și am zis să-l pun pe acel. Da, este o trăsătură, da? Depinde cum ai uh, argumenta după aceea. Da, că este conștiincioasă? Că este conștiincioasă. Bun. Acum hai un pic să vedem uh, uh, că este ambițioasă sau conștiincioasă. Ce uh, mijloc de caracterizare ați găsit? Da. Indirect, prin. Faptele Așa, fapte, prin comportament, da, uh, și, fap și prin relația cu celelalte personaje, da, că le spune profesorilor, da, uh, 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 Silvia, da, le spune profesorilor o grămadă de lucruri despre care ea știe. Uh, puteam să folosim și acest, uh, acest, acest, ultim enunț a primit 10 la, uh, 10, nota 10 pe linie, da? Ei, așa mă gândisem și eu, da, să folosim ca trăsătură inteligența, da? povesti la geografie cu zeci de exemple din vasta experiență da, și este caracterizare indirectă prin fapte, ambiția de a-și dovedi aceste cunoștințe temeinice Indirectă caracterizare prin comportament. Da? Și puteam să adaug și prin relația cu celelalte personaje, se terminase examenul de aia continua să povestească despre um, alte lucruri care ei se păreau interesante. Uh, da? Și vă amintesc că pentru a formula acest uh, răspuns, trebuie să avem 1, 3 enunțuri, da? de să nu depășim acest număr de 3 enunțuri. În fragmentul citat, Silvia își dovedește inteligența, dorința de a demonstra cunoștințele sale temeinice la geografie, Da, m-am oprit asupra unui aspect. Această trăsătură se desprinde din comportamentul personajului, mijlocat indirect de caracterizare, și am ilustrat cu exemplul despre care am vorbit povestii la geografie, cu zeci de exemple din vastă experiență, da? și ne-am încadrat în câte enunțuri am aici. Două, da? Că pus punct de două ori. Aici, citatul nu reprezintă un enunț de sine stătător. Puteam să fac un enunț de sine stătător dacă spuneam o secvență relevantă în acest sens este și dădeam exemplu, da? Aici au fost probleme? Nu. Nu. Dacă ar putea fi și cunoașterea o trăsătură? Cunoașterea nu prea este o trăsătură, da? Dorința de cunoaștere, poate, puteai să zici, știi? Da. Deci mi a punctat de... Da, eu nu prea aș puncta cunoașterea, da. Trebuie să fiți atenți să fie o trăsătură, da? Așa, cunoașterea este o... Dorința de a cunoaște o caracterizează, da? această ambiție de a cunoaște totul despre un anumit domeniu, știi? perseverența ei în a aduna cât mai multe informații despre, uite, și perseverența putea să, să fie, da? perseverența poate să fie și o valoare aici. Dar cunoașterea, pur și simplu, n-aș fi luat-o. Da? Trebuie să fiți un pic atenți. O să mai lucrăm da, pe, pe, astfel de exerciții. Un element de conținut în minimum 30 de cuvinte, da? Deci s-a păstrat... Am dat, și... Da, stai puțin, colăm pe rând, așa, da? Deci, în minimum 30 de cuvinte, atenție să nu fie 29, da? Dar pot fi oricât peste 30, oricâte peste 30, dar nu exagerați acum un element de conținut comun celor două texte, valorificând câte o secvență relevantă din fiecare text. Voi ați spus prezența cailor, nu? Deși să știți că în primul text nu apare decât foarte puțin această idee. Foarte puțin. Unde apare? Stați că am... Călăreau 4 ore, da? Cam atât. Așa că. În, că... în, și în ultima că... Da. Da. Ultima... Da. da, 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 că nu le place cailor, mirosul de usturoi, da, și aici apare ideea asta, da nu. Cu Ok. Prezența cailor, da, erau caii și într-o parte și în cealaltă, este un element comun. Îl puteam lua, doar că nu mi se pare cel mai relevant. Dar nu zice cel mai relevant, zice un element comun. Ce ați mai este luat? A zis competiția. Poți să zici călăritul ca și element de conținut? Da, poți să spui. Dacă e prezența cailor, da, și ă, această acțiune de a călări, da, e prezentă și într-unul și în celălalt, da? Apoi competiția, ce ați mai zis? Ați mai zis și altceva? Mai zis altceva? Uh, la animale, adică prezența animalelor. Ok, ce prezența animalelor. Uh, să închizi camera, da? Să o deschizi doar când vorbești, că la tine face un pic de microfonie. Uh, da, apare și ce ai pus la prezență, în primul text. Examenul. Competiția, examenul, da? Le-aș fi pus, da, înseamnă același lucru. Da, tot la acestea m-am gândit și eu. Prezența animalelor, da? Pelicanul roz, da? Și caii, sau puteam să spunem pur și simplu prezența cailor, dacă ați zis voi așa. Competițiile, în primul text e vorba despre un examen, despre examene de fapt, pe care le dau copiii și dincolo este un concurs de echitație, Probele susținute pentru că vor la un examen într-o competiție, da? pentru că uh, Silvia susține examene la geografie română, istorie, matematică și ceilalți băieți susțin la diferite materii. Și proba uh, a 15-a a concursului de călărit sau călăritul. Da? Copiii își găsesc uh, timp să călărească deși examenele se apropie, iar dincolo cei doi, Toma Tudoran și Felix Sopescu, participă la un concurs de călărie. dar Pe acestea le-am avut eu în minte. Când rezolvăm un astfel de text, da, trebuie să precizăm elementul de conținut comun. Eu m-am oprit la prezența animalelor, în primul text, Lucian descoperă un pelican roz pe care copiii îl privește cu imire și cu multă curiozitate, cu atât mai mult cu cât delta este departe. Al doilea text surprinde legătura dintre cai și călăreți. Felix Sopescu descrie cu admirație siguranța cu care calul său trece peste obstacole. Da? Deci, am văzut elementul de conținut comun și apoi am luat acest element și l-am descoperit în cele două texte pot folosi citate sau nu, da? Deci nu este greșit nici dacă le folosesc, nici dacă nu le folosesc. Hai să vedem la exercițiul 8. Crezi că în condiții dificile e mai bine să continui sau să renunți la o competiție, da? Deci avem un crezi că o întrebare, apoi motivează-ți răspunsul, e al doilea element din barem, valorificând textul 2. Al treilea element din barem, da? Deci trebuie să avem grijă să avem aceste trei elemente Vă spuneam și data La da, a am zis că oricât de greu ar părea, de face să uiți în ceea ce ai trecut Exact, este o motivație corectă Deci, ce fac? Întâi formulez un răspuns, da? Deci să înceapă cu cred că, da? Și apoi depinde ce ați ales. Eu aș alege că e bine să continui, da? Nu e bine să renunți. Voi ați ales tot varianta asta de a continua? Da. Da. da, da, da. Motivez răspunsul meu. Vă spuneam și data trecută pe ce mă bazez când spun că e bine să continui, da? Chiar dacă sunt condiții grele. Și apoi valorific ce idei din text sprijină răspunsul meu, da? Eu am spus că Um, cred, da, vedeți, cred că, da? Este fără virgulă. Cred că și nu am virgulă, după aceea am virgulă dacă spun în opinia mea, virgulă, da? Este bine să continui o competiție chiar dacă sunt condiții dificile. Deoarece acest lucru te poate ambiționa să-ți găsești resurse de a deveni din ce în ce mai bun. Cu cât o, competi o competiție este mai dificilă, cu atât tu cauți resurse, cauți în tine puterea de a trece peste aceste condiții și a fi învingător. Un concurs te pune la încercare și te motivează. Cu cât te provoacă mai tare, cu atât devii mai încrezător în forțele proprii și mai curajos. Asta este motivarea. În fragmentul selectat, din 30 de ani în șa de Felix Sopescu este prezentat un concurs de echitație care a avut loc în condiții foarte uh, dificile și acest lucru îl ambiționează pe călăreți să facă totul și am introdus și un uh, citat spre a realiza ceea ce nimeni nu reușise până atunci. Încă o dată vă spun că acest exercițiu... Poate fi structurat și sub formă de argumentare, în opinia mea, în primul rând, în al doilea rând, în concluzie. Numai că eu nu vă sfătuiesc să lucrați așa, pentru că nu ai timp, în nu ai spațiu, da? în 50-100 de cuvinte, să construiești un text argumentativ, dar nu ai unde. Și atunci este. Uh, eu, uh, eu vă recomand să lucrați în felul acesta, da? cred că apoi vine motivația, și apoi vine. Uh, valorificarea textului. Aici au fost probleme? Am o întrebare? Da. Este vreo problemă dacă în introducere nu am mai scris și deoarece, oarece? Adică am dat doar răspunsuri și motivarea în al doilea paralel? Nu este o greșeală. barem câteodată în unele situații au pus de oarece, altădată au pus uh, direct uh, o motivare. Eu am adăugat aici deoarece ca o, ca o motivare în plus. Da? De dacă n-ai pus, nu-ți scade nimeni. Da? Trebuie să existe completarea. Da? Dacă există într-o frază, într-un enunț alăturat, e ok. Da? Da. Mm Bun. E, ia să vedem, o schimbare este la exercițiul 9, asociază fragmentul da, din dansul ursului de, de Ion de Sârbu cu un alt text studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, în 50-100 de cuvinte a rămas aceeași limită de spațiu, prezentând o valoare comună. De data asta nu ne-au mai spus o valoare morală, culturală și este mult mai bine pentru că oricum mai rău cred că vă încurca această completare prin referire la câte o secvență relevantă din text. Deci aici trebuie să știu că am o valoare la care trebuie să mă gândesc, să mă gândesc apoi la un alt text pe care îl știu eu și să am o secvență relevantă. Vă spuneam și altă dată, secvență relevantă nu înseamnă să rezum tot textul, ci înseamnă să mă opresc la un anumit episod da, care reflectă foarte bine această valoare, valoare pe care eu am ales-o. Da? Ce valori și ce texte ați ales? Eu am ales la filă de road, Ne educația, când ea a singură, iar doamna a avut, la se a să la părinții și a observat că el a singură. Și că pentru părinți nu era atât de importantă educația copilului. Bun, deci ai zis educația, da? Altceva? Da. Altcineva? Întrebare, e o valoare și relația om-animal? Că am luat da. războiul care mi-a salvat viața. Relația om-animal, foarte bine. Da? Cu războiul care mi-a salvat viața, altceva? Eu am pus explorarea naturii și uh, am asociat cu Cereșarii și uh, a doua carte, uh, Cine-și ai și pastorul Paternal. Bun, dar poți să-mi spui și autorul că e important să știm când scriem textul Constantin Chiriță. Constantin Chiriță da? Foarte, foarte bine, uite câte variante. Ați mai găsit și altceva? Amintiri din copilărie? Amintiri și ce valoare ai ales? Inocența copilăriei? Inocența copilăriei, da? Jocurile, foarte bine. Cu amintiri din uh, copilărie de. Eu de Ion Creangă. Foarte bine, eu da? Eu tot vorbim de copilările astea, doar că am ales ca valoare comună educația. Foarte bine. Mama își dorea foarte tare, da? Ca Nică să meargă la școală, da? Bun. E cam așa am gândit și eu. Fie dorința de cunoaștere sau puteam să spun aici dorința de explorare. Acum că l-am auzit și pe colegul vostru și Cireșarii, da? Um, secvența, um, um, cireșarii pleacă în expediții în care vor să descopere locuri necunoscute Prietenia și mă gândeam și la inocenții de Ioana Pârvulescu da? uh, Copilăria, ambiția, perseverența și aici m-am gândit și la Matilda și la în Company Și vă sfătuiesc să-l citiți Sau m-am mai gândit eu la relația dintre profesori și elevi Uh, mm. Și toți 5 în company sau minunea, da, uh, dar A, da, eu am luat cu romanul adolescentului meu și am pus să lectura aici, ok, uh, da, și ce ai ales din textul nostru? Ultimul paragraf, A, datate, da, ultimul paragraf, sigur că da. E, nici eu și nici voi, și noi acum dacă am stat la discuții încă o oră, n-am -am epuizat uh, poate toate valorile pe care le-am fi putut lua. Ați da? zis voi de relația om-animal, uh, putea să fie perseverența, da, uh, tot așa o valoare, am descoperit-o mai devreme când discutam alt exercițiu. Uh, asta vreau eu să vă, uh, să vă uh, rog, să nu intrați în panică dacă vi se pare că ați găsit valoarea, dar nu găsiți textul. Nu e nimic. Nu găsești un text care să uh, aibă aceeași valoare, cauți o altă valoare. Că sigur sunt mai multe și sigur vei găsi cu ce să asociezi, da? Deci nu intrați în panică. E, un astfel de răspuns trebuie să înceapă prin a spune cu ce asociezi și care este valoarea. După aceea, să iau fiecare text și să văd cum apare valoarea respectivă într-o secvență relevantă și v-am ales 5G Company că m-am gândit că uh, poate vă uh, sârnesc curiozitatea și uh, veți citi cartea, o să vă placă, aveți vacanța asta la uh, dispoziție acum, căutați-o, e o carte pe care o găsiți în biblioteca părinților voștri sau la biblioteca școlii dacă vă duceți, sunt convinsă că o găsiți și dacă vreți să o cumpărați, o găsiți. Fragmentul dat poate fi asociat cu în Company de Grigore Băjenaru, ambele texte în relația dintre profesor și elevi ca valoare comună. Cele două opere literare pun în evidență rolul dascălilor în educația copiilor. În textul scris de Ion de Sârbu, personajele sunt copii aflați în fața unor examene importante, profesorii examinatorii ascultă cu răbdare și încurajează cu note pe măsura răspunsurilor, și aici puteam să dau exemplu, dar m-am oprit ca și fi depășit numărul de cuvinte. Am, uh, era acea frază, ultima frază, că a luat 10 pe linie. În 5G Company, personajul evocă figurile profesorilor săi, un loc deosebit, deosebit având chipul profesorului de română, nimeni altul decât scriitorul Camil Petrescu. Acesta l-a încurajat să scrie, evaluându-l cu note foarte bune. Deci m-am oprit la relația profesor-elev, dar m-am dus către un anumit profesor da, și l-am ales evident pe profesorul de română cu atât mai mult cu cât vorbim despre scriitorul Camil Petrescu. Uh, da, Și în felul acesta m-am dus către o secvență relevantă. da. Sunt convinsă că ați răspuns bine. Noi am lucrat destul de mult, mai ales în prima parte a cursului nostru. Am lucrat destul de mult pe aceste exerciții 6, 7, 8 Uh, și, și nouă. Da? E, acum să trecem un pic și la exercițiile de gramatică. Da? Uh, conțin diftong. Care? Cuvinte. Da, Ai zis A? a am o întrebare. Da, Numărăm cuvintele, săliniuță, au, se pune ca un singur cuvânt sau ca două? Nu, s-a dus, am două cuvinte, da? Cratima unește într-o singură silabă două silabe diferite, da? Sau două cuvinte diferite, deci rămâne o singură silabă, deci un singur cuvânt, da? Da, Uh, B, seara și aproape Seara, e, a și aproape, oa, Dar am pus D, Dar ce fac după aceea? Mă uit de ce nu e bun, uh, bun aul Ce nu e bun la a? Aul meu este triftong. triftong Categoria și ciocul Categoria e hiat E hiat și în ciocul io e diftong? Nu, nu. Că e i, litera ajutătoare Noroiul, aici am diftong, da, dar evoluțiile, da, evoluțiile, e fiat, da. Bun, și atunci știu sigur, dacă am luat cele două puncte, pentru că răspunsul este D. Sunt doar cuvinte derivate în în varianta A, copilărie și laptos. Copilărie și lăptos. Așa ați luat de cu toții. Dacă copilul e 2, funcționează este bine pentru că este compus, Pe de vreme. Deci nu e și greutăți și cu 2 de I este la genitiv. Și ce dacă și e la genitiv? Ii... Nu. Asta nu e o problemă că e la genitiv, pentru că nu, eu. Da, da. Nu, nu. Eu dacă vreau să l explic, eu o să spun că este format de la. Uh, Uh, cuvântul de bază greu cu sufixul care tate, greutate, da? Faptul că e la, geru, la genitiv nu mă încurcă, nu mă ajută, da? Însă ursului, lui aici nu este uh, sufix, lui este un articol Deci aici uh, era greșeala la ursului, nu la greutate, bine? Deci oricum dacă vreau să aflu sufixul Trebuie să trec cuvântul la forma lui de bază, da? Dacă e verb la infinitiv, dacă este substantiv la singular, dacă este adjectiv la fel, da? Deci, varianta corectă este A. Ați greșit aici? Nu. Nu. Cuvintele subliniate, niciun concurent nu terminase proba cu 0 puncte penalizare. Sunt sinonimele acestor cuvinte subliniate, sunt uh, care? competitor și nu încheiase. Competitor și nu încheiase. Nu punea niciun fel de dificultate acest exercițiu, da? Există o relație de polisemie în între cuvintele subliniate și uh, nu le-am mai a, subliniat a, eu. A, nu mai a, rămânea. Atestul, la baia, la... Da? La trebuie să pună faianța în baie. Da. A. Bun. Uh, hai să vedem la B. Ce sunt? Evoluaseră, evaluaseră. Paronime. Sunt Anonime. paronime. Apoi aveam uh, la C. Ce? ce era subliniat? că uh, și Simplă și dificilă. Ce sunt? Antonime. 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 Și aici cred că aveam uh, parcurs și traseu sau ce era, nu mai știu în minte? Da. 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 și aici ce sinonime. sunt? A, Așa, da, deci sinonime. Varianta corectă este A, da? Știți că nu uh, scriem în afară. Am văzut, de exemplu, că scopii care au scris cu amare. nu. Dacă aici este amic, A mic, scriem și în căsuță, nu A mare, da? Uh, nu cumva să scrieți cu litere de tipar, da? De exemplu verbul selectat și care e primul verb aici, știe, dar nu-l scriu așa. Pentru că poate fi interpretat ca semn, da? Eu îl scriu de mână, da, cum scriu toată lucrarea. Pot să scriu cu uh, litere mari, doar dacă am uh, prescurtările, despre care oricum eu v-am spus că aș prefera să le scrieți uh, uh, în, cu, să scrieți cuvântul întreg, nu prescurtat. Bun, aici selectează din secvențele următoare trei verbe aflate la moduri diferite, luat... la timpuri diferite, numai puțin, ale modului indicativ pe care le vei preciza. Da? Aici ă, luăm între ghilimele atenție la cuvântul diferite și la cuvântul timpuri ale modului indicativ. Da? De să nu luați moduri, să luați timpuri. Hai să auzim și pe altcineva ce a scris. Am luat da, pe care îl. Așa și timpul o să scriem pur și simplu prezent, da? Mai departe. Altcineva ce. Este o problemă dacă nu pus Ce spui, este o problemă dacă. Nu am pus ghilimele. Nu este o problemă, pentru că aici nu am punctaj pentru... Ex... pentru... Ortografie și punctuație Dar e bine să le scrii între ghilimele Aici n-am La barem n-am cum să te depunctez dacă aș, Și dacă aș vrea De exemplu dacă l-am spus pe știe Puteam să-l iau și pe sunt? Nu, nu. Că e tot prezent da? Ori unul, ori celălalt Apoi ce mai pot să iau? A de curs Și ce timp este? Perfect compus Perfect compus Așa. Și avură l-am luat care e perfect simplu. Avură, da. Perfect simplu. Hai să vedem dacă mai erau verbe să uh, le vedem pe toate, deși atât era bine. Uh, erau, puteam să le iau și pe erau, la ce timp era? Erau. Imperfect. Imperfect, da? Puteam să iau și a examina nu. nu, e infinitiv. Că e infinitiv, da? Bun. N-ar fi trebuit să aveți probleme la exercițiul acesta. Mergem mai departe. Să alcătuim enunț imperativ. Atenție aici, trebuie să fie verb la imperativ, da? În care pădure să fie în dativ. Ia să vedem. Ce variante ați găsit voi? Am scris: Trimitei pădurii un gând bun din partea mea trimitei pădurii un gând bun din partea mea. Și cu ce trebuie să închei? Semnul exclamării. Foarte bine. Doamna, am și o întrebare. Am făcut oferă pădurii protecție. oferă se scrie oferă în liniuță I? Sigur că este oferă da. cui? Ei, îi, i sau lui, îi, i. Aici era cu ei, că ai zis pădurii. Da? nu am făcut, noi faceți rău păduri. Nu faceți rău pădurii. Foarte bine. Ați faceți la scris legat și ai pus semnul exclamării, da? Păi am pus semnul uh, exclamării pentru că e imperativ. Da. Foarte bine ai făcut. Puternic păi să... Am plantează pădurii, noi Aici e un pic sensul plantează pădurii... Că plantezi în pădure, știi? Arbori. Uh... Da. Știi, îți cere. Ai un punct pentru corectitudine logică, da? Și pentru um, corectitudine gramaticală. Aici rămâne să. rămâi la, cumva, la hotărârea profesorului evaluator. Nu-i foarte bine plantează pădurii, că plantezi în pădure, știi? Deci, aici nu prea știu ce să zic eu. Nu prea ți-aș da punctul. Ți-aș da pentru faptul că este din trei puncte ai fi luat două, da? din punctul meu de vedere. Dar pe al treilea nu știu dacă ți l-aș fi dat. Da? Trebuie să aveți grijă, să fie logic. Și un enunț asertiv, adică are punct la sfârșit, în care puternic să fie nume predicativ. Era simplu. El este puternic. El este puternic. Da? Probabil că așa a zis majoritatea, nu? am o întrebare. Da, am făcut o frază la ambele. Ai adică am făcut două predicate. Se scade? Nu. Pentru că enunțul poate să fie simplu, da? Care este o propoziție, sau enunțul poate să fie complex, care este o frază. Tu ai făcut un enunț complex. Însă, dacă, și bine, sper să fi pus, să-l fi făcut imperativ sau asertiv, exact ce îți cere dacă îți cerea o propoziție, atunci ar fi fost greșit. Da? Bun. Hai să vedem mai departe. Să transcriem subordonatele. Ajuns la teren, eram convins că juriul concursului va interzice disputarea unei probe atât de grele pe o asemenea pistă desfundată și pe o ploaie care nu mai contenea. Ce fac? Predicatele, da? Eram convins, da? Puteți să împărțiți fraza pe foaia de examen, asta aveți voie, va interzice, dar nu e obligatoriu. Dacă voi uh, copiați pe ciornă și aici vă scrieți doar uh, propozițiile, uh, e în regulă. Dacă, de exemplu, împarți fraza și pe foaia de examen și ei predicatul acesta greșit, nu ești de punctat pentru că. Noi nu punctăm pentru împărțirea frazei, ci pentru transcrierea subordonatei, da? Deci nu vă stresați cu acest lucru. Uh, și nu contenea. Ce am încercuit? Că și care, da? Uh, eram convins 1, da. că juriul nu știu ce, pe o ploaie, 2 uh, și 3. Nu, aici e 3. Prima propoziție, ce-mi cere? Subordonatele. Pe prima o transcriu? Nu, că prima este principală. Principal. Și atunci o să scriu așa că juriul concursului, ia ziceți, dacă e lungă, pot să scriu așa și să zic ploaie, e corect? Nu, nu, nu este corect. Dar dacă... Nu. Nu Că jur, eu o să scriu acum chiar pe toată ca să aveți voi, va interzice disputarea unei probe atât de grele, dar chiar dacă e lungă, pe o asemenea pistă desfundată, și pe o ploaie. Da? Am scris-o pe toată. Da? Și ce fel de subordonată este? Propoziție. De care ați le... -ați... așa, eram convins de ceva. Propoziție completivă prepozițională. Și apoi o scriam și pe ultima, care nu mai contenea. Și aceasta de care este? Atributivă. Propoziție atributivă. Bun. Acum, dacă eu, de exemplu, nu-l mai scriam pe că, juriul va interzice, luam punctul? Nu. Da? Deci... Dacă un cuvânt lipsește sau un cuvânt este în plus, nu vi se mai punctează transcrierea subordonatei, da? Deci trebuie să fie toată, da? Aveți o întrebare. Dar am scăzut numai până, la uh, am scăzut propoziție, ce am scris e comentivă directă, cât ai și, Deci tu ai, uh, ai ales-o bine? Da. da. Bun, dacă ai ales-o bine, iei un punct, și două puncte le pierzi pentru precizarea felului, tipului subordonatei, da? Deci aici e un punct și dacă cealaltă este corectă, un punct îl iei pentru transcriere și încă două, da? Trei, egal patru puncte ai luat tu. Da? da? Ok. Și ultimul exercițiu de la gramatică. Așa, ia să vedem. Cum a scris aici? Dacă scrieți vreun mesaj pe chat, eu nu-l văd, sau dacă ridicați mâna, eu nu vă văd, așa că vorbiți, deschideți microfonul și mă întrebați sau îmi spuneți ce vreți să spuneți, da? Ca altfel eu nu văd. Ca. Zi. Ca să nu fi. Așa, ca să nu fi. Uite, eu l-am scris așa, o fi bine? E bine. Toată lumea cu 2i. Da, țineți minte că vă spuneam că sp zic fi cu minte, nu fi cu un singur I, nu fi rău, deci la imperativ negativ este un singur I. Dar spun să fi cu minte cu doi I, să nu fi rău, tot cu doi I. Deci, un I este doar la imperativ negativ. Da. Deci, pentru ca să nu fi supărat și pentru a nu face și îmi trebuie un adjectiv pronominal demonstrativ de identitate la fel de multe greșeli. Hai să vedem, scriu ca tine, la fel de multe greșeli. Care este aici adjectivul demonstrativ? Multe? Nu, mult multe este mult, felul. multă, sunt nehotărâte, da? Deci Acheleași, aceleași aceleași Greșeli, atenție. Greșeli. Cu I. Competiție, membrii echipe. da. să privesc ultimele minute din registrarea cursei interrupte din cauza ploii. Bun. E foarte bine, dar acum hai să ne luăm pe rând, da? Aceleași, atenție, să fie I-ul la final, da? Ce fel de I este acesta? I scurt, da? Membrii, ia să vedem, am pus un i, e bine? Trebuie doi de i Da, dacă aș vrea, cum fac? Înlocuiesc cu oameni sau oamenii uh, Membrii echipei, oamenii echipei, da? Se aude bine că sunt doi i Da? Și atunci membrii, scris cu doi i Așa, ar dori să revezi ultimele Țineți minte! că v-am spus de câteva ori că spun ultimele și se mai greșește la dragile, da? Deci ultimele se scrie cu E și dragile mele fete cu I, da? Așa, înregistrarea cursei între rupte. Au greșit mulți copii care au spus cursei întreruptă. Îmi trebuie acordul cursei întrerupte din cauza ploii, da? Cu cei doi i. Așa ați făcut. Da. da. Bravo. Da. Ok. Bun. Și ultimul subiect era cel mai amplu, rezumatul, da? Noi am lucrat rezumatul. Săptămâna trecută am revăzut uh, regulile unui rezumat. Vedeți ce spune? Rezumatul nu va fi precedat de titlu sau de moto, deci nu punem titlu sub nicio formă și nici moto. Punctajul pentru redactare, adică aceste 8 puncte, se dau doar dacă rezumatul are minimum 80 de cuvinte da? uh, și dezvoltă subiectul propus. Da? Deci e rezumat. Și are 80, 80, 81 și peste 81, da? Atunci primești cele, din cele 8 puncte câte ți se cuvin, da? Observați că la punctajul pentru redactare am așa, coerență, le-am discutat, proprietatea termenilor, corectitudine, claritate, ortografie, punctuație, lizibilitate, adică să scrie, să se înțeleagă Și mai avem încadrarea în limita de cuvinte Când pierdem acest punct? Dacă scriem peste 120 de cuvinte. Deci, dacă scrii peste 120 de cuvinte, pierzi un punct. Dacă scrii sub 80 de cuvinte, pierzi 8 puncte. Ați înțeles? Da. Da? Deci, atenție la detaliile acestea care, uh, la un moment dat, fac diferența între. Uh, 9,50 și 8,90, da? Și o diferență care nu pare foarte mare, dar care doare, știi, când ai învățat o grămadă și pierzi o puncte pentru că ai scris 78 de cuvinte, parcă nu e bine. Ok, ca să primiți cele 12 puncte pentru redactare, trebuie să respectați regulile da? unui rezumat. Da? V-ați uitat în barem? O să vă citesc eu din barem. Formularea tuturor ideilor importante, menționarea personajelor, dovedind înțelegerea completă a textului, da, deci dacă spui care sunt personajele, ideile principale, da, și dovedești că ai înțeles, nu spui pe acolo lucruri pe care, care nu sunt conform textului, primești șase puncte, acesta este punctajul maxim pentru uh, uh, această parte din punctaj, dacă de exemplu, introduci idei nesemnificative, atunci din 6 puncte vei lua 4 puncte. Dacă, de exemplu, ai ideile principale, dar ai și detalii nesemnificative și nici nu menționezi personajele, da? menționarea zice aici selectivă a personajelor importante, atenție! Da? Deci menționarea selectivă a personajelor importante. Dacă spui tot așa, primești două puncte. Evenimentele în ordine logică. Dacă sunt prezentate în ordine logică toate evenimentele, atunci aveți două puncte și mai sunt patru puncte pentru respectarea regulilor unui rezumat. Adică folosirea persoanei a treia și transformarea vorbirii directe în indirectă, prezentarea ideilor cu propriile cuvinte fără citate, utilizarea verbelor la moduri și timpuri adecvate, adică prezent sau perfect compus și uh, tonul neutru, obiectivitate, nu spun acolo ce simt eu față de personaje, da? Trebuie să fie un ton neutru, obiectiv, da, distanțat. Deci, ca să Uh, primiți punctajul maxim încă o dată spun. Toate ideile principale, fără detalii semnificative, cu prezentarea personajelor importante. Da? N-am zis principale, am zis personajelor importante. Pentru asta a primit 6 puncte. Mai primiți 2 puncte pentru că uh, prezentați evenimentele în ordine logică. Mai primiți 4 puncte pentru cele 4 trăsături ale rezumatului. Fără citate, prezent și perfect compus, da? Care mai erau? Persoana a treia și uh, tonul acesta neutru, obiectiv. E, așa a 12 puncte pentru conținut. Pentru redactare le-am văzut un pic mai devreme. Ia să vedem. Cum ați scris voi? Cum începem rezumatul? Cum l-ați început? Da? Mă? Da. Dacă pe parcursul rezumatului am menționat numele Silviei, iar la băieți am scris cei doi băieți. De e că, în regulă. că nu le-am spus numele Lucian și... Nu, nu, nu. E în regulă că ei așa apar, cei doi băieți, da? Uh, I-ai menționat, da. da? Acestea erau personajele da. semnificative. Silvia și cei doi băieți. Care erau ideile principale? Care sunt? Copiii se pregătesc pentru examen, examene. Tânzire. Asta e unul. Apoi? Evenimentul acesta în care vine pelicanul, da? Și ei sunt uimiți de vederea lui. Apoi. Care ar mai fi fost? Hai să scriem ideile principale, da? Hai să le scriem. Unul copii care ar fi? Idei. Deci, copiii. Ok, copiii imediat se pregătesc pentru examene. Apoi. Oh, am scris aici, aici. Apoi, Lucian, ce face? Vede? Un pelican, ce culoare are? Mai știți? Roz. 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 Trei. Da? Silvia și cei doi băieți, ce fac? trec cu bine peste examene, nu? Trec cu bine examenele. Imediat. Hai să vedem ideile. Și a patra idee. Așteaptă. Copiii se pregătesc pentru sau așteaptă vacanța, da? Așteaptă vacanța. E, aceste patru idei trebuie să se regăsească în rezumat. Uh, faptul că ai spus că au locuit în uh, la familia uh, Am uitat cum le spune Familia uh, că am menționat Ce așa Giurcă da? Familia Giurcă uh, Și aceasta uh, este un detaliu Nu e neapărat un detaliu nesemnificativ uh, Ideea e că locuiesc aproape de În perioada aceasta examenelor Copiii locuiesc aproape de școală ca să le fie mai ușor să ajungă acolo. Da? Uh, ia să vedem cum v-am propus eu. Silvia și cei doi băieți, vezi că și eu am folosit această sintagmă, se pregătesc pentru examenele de final de an, dar își găsesc timp și pentru joacă sau pentru plimbări, da? Că apare acolo în primul paragraf această idee. Un eveniment care le atrage atenția este întâlnirea unui pelican roz, un fam neobișnuit, întrucât delta este foarte departe. În timpul examenelor, cei trei copii locuiesc la familia giurcă pentru că, în felul acesta, sunt mai aproape de școală. Rezultatele primite reflectă buna lor pregătire. Băieții excelează la română și la limba latină, iar la matematică se descurcă destul de bine. Silvia impresionează pe profesori prin cunoștințele ei vaste la toate materiile și primește nota 10. După ce examenele se termină. Copiii se pregătesc într-adevăr pentru vacanță, cu gândul la plimbările în natură și la cărțile care îi așteaptă. Și să știți că le-am numărat și mi-e șiseră, cred că 121 sau 126. Aici 121 de cuvinte, da? Deci, între 80 și 150. Am folosit prezentul, perfectul compus. Am cuprins cele patru idei importante, da? Nu am dat citate. Uh, tonul este obiectiv, nu? Da? Nu am spus că m a impresionat pe mine și vai ce fetiță deșteaptă este Silvia. N-am spus asta, pentru că asta deja ar trebui să ar însemna că îmi exprim eu emoțiile, trăirile uh, uh, prin raportare la text și nu despre asta este vorba. Da? Aici v-ați descurcat la rezumat? Da. 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 E, să vedem acum. Este vreo problemă dacă la materii, la cei doi băieți, am scris că s-au descurcat la examen, și n-am mai menționat că la matematică a fost pus cât nu. de cât, spre deosebire de română și la tine. Eu acum v-am propus un model, un, nu un model neapărat, un exemplu. Asta nu înseamnă că trebuia să fie scris fix așa. Nu. Dacă n-ai scris despre asta, nu e nimic. Oi fi scris tu despre altceva acolo, în așa fel încât să ai 80 de cuvinte. Ai avut 80 de cuvinte, da? Da, 102. Da, deci înseamnă că ai făcut bine, da, cel puțin așa cum te știu eu pe tine. da. Hey, uh, acum eu vă mai spun ceva. Nu știu dacă voi v-ați uitat pe barem după ce a apărut baremul și mai ales acum după ce am discutat. Încercați să vă faceți voi o socoteală, uh, cam cât ați lua. Acum nu este o nenorocire că... Uh, sigur, doamnele voastre profesoare vă vor explica unde ați greșit, ce ar fi trebuit să faceți, dacă ca să fie răspunsul bun uh, pe lucrarea fiecăruia. Dar, uh, la examen nu veți avea această posibilitate și va trebui să vă gândiți, eu sper să nu fie nevoie, dar e posibil, să vă aflați în situația să vă gândiți să faceți contestație. Contestația uh, e cu dus și întors. Pentru că puteți să câștigați puncte, dar puteți să și pierdeți puncte. Și se întâmplă destul de des, ca un copil care a luat uh, 8 .20, face contestație și ia 7-90 și se supără, dar 7-90 rămâne. Și atunci trebuie să știți foarte bine ce ați făcut. Și asta înseamnă că voi vă faceți o socoteală pe barem la examen. Putem, puteți să faceți o socoteală aceasta și cu doamna profesoară de la clasă, dacă este atunci disponibilă. Îmi puteți scrie și mie și în funcție de timpul pe care l-am, pot să, să, vă spun așa, dacă îmi ziceți ce a scris, să vă spun în mare cam cât cred, cred eu că ați lua. Dar trebuie să fiți voi foarte obiectivi și dacă vouă, de exemplu, vă iese tăind cât se poate de mult, un 8 20, și ei 8 uh, și 10 nu mai faci contestație, da? Pentru că uh, limita este uh, foarte firavă în cazul ăsta. Dacă ei 8:20 și ție ți-a ieșit 9:30, atunci faci contestație, da? Uh, dar trebuie să fiți foarte uh, sinceri cu voi, da? Și să uh, vă faceți această socoteală cât mai aproape de uh, de proba de examen. Deci nu faci astăzi de ai luni, de ai proba și vineri îți faci tu socoteala, pentru că de luni până vineri ai auzit atâtea variante, încât nici nu mai știi care e a ta și care e altuia, care -a, unui prieten care ți-a povestit. Și atunci când ai ieșit din examen, imediat, dacă cum a apărut baremul, care apare în câteva ore, de obicei pe la 2-3 apare baremul pe site-ul Ministerului, în momentul ăla ți-ai făcut socoteala și cu socoteala aia în minte, te gândești apoi dacă faci sau nu faci contestație, da? Asta e valabil și la română și la matematică. La matematică e un pic mai clar, că ori ți a dat, ori nu ți-a dat. Dar la română, dacă știi că faci greșel de ortografie, dacă știi că mai scapă virgule, dacă știi că n-ai prea uh, scris tu, uh, nu te-ai prea exprima cum trebuie, îți tai punctele alea, da? Că lasă-ți le pună profesorul și să ți ia să -ți iei 8,20 și lui 8,50, e perfect decât invers? Da? Uh, OK. Dacă la subiectul acesta mai aveți voi ceva de, de întrebat.